Sfântul Ieronim, care studiase cu cărturare evrei în Palestina și tradusese Biblia în latină, screa despre sinagogă. Dacă o numiți bordel, vizuina viciilor, refugiul diavolului, cetatea satanei, un loc de depravare a sufletului, un abiz al oricărui dezastru inimaginabil sau orice vrei, tot spui mai puțin decât merită. În anul 489 era noastră o gloată creștină a dat foc sinagogilor din Antiohia și a aruncat în foc trupurile evreilor uciși. Evreii nu puteau exercita nicio poziție de autoritate și creștinismul trebuia protejat în mod rigid de contaminare prin trăirea, mâncarea sau angajarea în relația sexuală cu ei. Statutul evreului nu era așadar mai mult decât cel al unui animal, așa cum le declara credincioșilor pentru venerabilul starețul de clunii. Cu adevărat mă îndoiesc că un evreu poate fi cu adevărat om. Eu scot din bârlogul lui un animal monstruos și arătați-l ca pe un râs în amfiteatrul lumii. Te aduc înainte iudeu, fiară brută înaintea tuturor oamenilor. Sub stigmatizarea acestei imagini, evrei au fost treptate excluși din fiecare sferă de influență politică și drepturile lor politice și civile le au fost negate din ce în ce mai mult până când în cele din urmă aceste drepturi au devenit aproape în întregime un lucru din trecut. Învățătura bisericească, precum cea a lui Hristostom, a deschis calea pentru măcelărirea unui număr nenumărat de evrei de-a lungul istoriei, asemenea de Declarații au fost făcute constant de către liderii bisericii. Imaginea evreului a evoluat progresiv de la cea de apostat la reprezentarea totală a răului însuși, întruparea deavolului însuși. Biserica triumfătoare s-a văzut pe ea însuși ca având sarcina de a face țara sfântă și alte țări de-a lungul drumului uh, jund de Conducătorul primei cruciade, de Freud Bouillon, în 1096, după Iașua, a jurat să răzbună sângele lui Hristos în Israel și să nu lase niciun membru al rasei evrești în viață. Când cruciații au ajuns în Israel, numit atunci Palestina, i-au stâns pe evrei în Ierusalim, i-au adunat în sinagogă și au ars clădirea până la pământ. Defilând triumfător în jurul infernului, au cântat unim, Hristos te adorăm. În interiorul sinagogii, în flăcări, fără îndoială, evrei au auzit aceste melodii de închinare creștină în timp ce piereau. Cu puțin timp înainte de cel de-al patrulea sinod lateran al bisericii, ținut în 1200, 15 după Iașoa, papa Inocențiu al treilea i-a condamnat pe evrei la sclavia veșnică, decretând, evrei împotriva cărora strigă sângele lui Iisus Hristos, deși nu ar trebui să fie uciși, ca nu cumva poporul creștin să uite de legea divină, totuși ca rătăcitori trebuie să rămână pe pământ până când chipul lor va fi umplut de rușine. Prin această afirmație, biserica a stabilit destinul poporului evreu timp de multe secole doctrina bisericească a legitimat în cele din urmă tortura și uciderea evreilor în creștinătate timp de aproape 2000 de ani. Ei urmau să trăiască ca rătăcitori pe pământ, fără casă, drepturi sau privilegii. Evreii au fost tratați ca niște paria și au devenit sapi spășitori pentru toate relele societății. Oamenii de pretutindeni din toate clasele erau dornici să extermine pe evrei. Acești oameni nu s-au născut cu o ură instinctivă în inimă față de poporul evreu. Ura lor a fost produsul unei propagande clericale. Doctrinele și învățăturile bisericii de la începuturile ei până la sinodul al patrulea lateran au pus stratul inițial de ură a evreilor și au dus poporul evreu până la holocaust. Acest prim pas a început cu încercarea de a-i conduce pe evrei, fie în creștinism, fie într-un loc de non-identitate, întrucât iudaismul nu mai era recunoscut ca religie valabilă. Procedând astfel, Biserica a definit în mod clar prima caracteristică a antisemitismului: nu aveți dreptul să trăiți printre noi ca evrei.